Ucenice, Părinte Protopop și Consilier Episcopal Teodor, dragi credincioși, ați venit în această zi mai mulți decât de obicei la Sfânta Liturghie și deja o parte dintre coriștii care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie până aici m-au sufletit în această celebrare. A spus suflet în cântec, așa cum faceți de obicei, numai că acum este peste săptămână. Eu sunt obișnuit duminica cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați venit la Sfânta Liturghie și pentru răspunsurile care le dați. Biserica celebrează astăzi a 29-a zi a bolnavului, dedicată bolnavului, dedicată bolnavilor. Și această celebrare, această dedicare a unei zile în an bolnavilor, este legată de apariția Sfintei Fecioare Maria la Lourdes, în Franța, în anul 1858. Cu această ocazie, prefericitul Părinte Papa Francisc trimite o scrisoare întregii biserici. Motoul acestei scrisori este: unul este învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați. Preluat din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 23. Voi face câteva sublinieri pornind de la această scrisoare, care sigur este mai lungă și nu ne permitem să o citim în întregime. O primă subliniere despre care vorbește prefericitul Părinte Papa Francisc. Despre importanța unei relații de încredere de care au nevoie cei care suferă, cei care sunt bolnavi. Ori contextul în care trăim, în acest an în care ne confruntăm, al doilea an în care ne confruntăm cu pandemia, este un context de mare suferință. De mare suferință fizică, dar și de suferință interioară, de suferință psihologică, sufletească. Așadar, Sfântul Părinte ne spune că este foarte important ca cei care suferă să dobândească încredere în cei care se ocupă de ei, de sănătatea lor. Dacă bolnavilor le este favorizată și nu înșelată încrederea în medici, în cei care se ocupă de ei, cu siguranță boala și suferința va fi dusă mai ușor. Dacă poate fi favorizată această încredere. Tocmai în zilele noastre, după cum vedem și în media, în unele, pe unele canale, tocmai în zilele noastre, uneori este discreditată această încredere în medici. Însă există suficiente mărturii vii ale unor oameni care au trecut prin boala care iată, atinge lumea în acești ani, suficiente mărturii despre situații în care medicii au fost de-a dreptul eroi față de bolnavii pe care i-au tratat. Așadar, aceasta este una dintre atitudinile la care invită Sfântul Părinte. O atitudine de încredere. Să dăm încredere, să nu înșelăm încrederea. O altă subliniere. Sfântul Părinte pune oarecum în antiteză două comportamente posibile. A te raporta la cei care suferă, la cei care sunt bolnavi, într-un mod fratern sau într-un mod ipocrit, fals. Cel care se raportează ca un frate la cel care suferă, la cel bolnav, pune suflet în ceea ce face. Și face tot ceea ce se poate face pentru a-l ajuta pe cel bolnav. Nu comentez mai departe atitudinea ipocrită. O altă subliniere. Boala, spune prefericitul Părinte Papa, impune o întrebare de sens. Adică, ce sens are să sufăr? De ce sufăr? De ce suferință?
De ce boala? De ce moartea? De ce eu? Și tocmai de aceea, suferința este o mare provocare. Suferința poate să deschidă calea spre credință. Au fost multe astfel de situații în care oamenii, trecând prin situații de suferință, să regăsească credința în Dumnezeu, să descopere pe Dumnezeu, dar în același timp, suferința poate să conducă la disperare. De aceea, este importantă și această subliniere, că atunci când suntem puși în astfel de situații, fie noi ca și slujitori ai bisericii și ai oamenilor, fie ceilalți care îi întâlnim și îi însoțim pe cei care suferă, să înțelegem cu ce se confruntă un astfel de om care trece printr-o suferință dură, cu ce întrebări. Și sigur, dacă putem să favorizăm, cu tot respectul, să favorizăm situațiile în care omul poate să se deschidă spre credință. Și în sfârșit, o altă subliniere. Într-un fel sau altul, orice bolnav poate să fie ajutat. Chiar dacă nu poate să fie vindecat. Orice bolnav poate să fie ajutat în suferința lui. De la a-l vizita, de la a-i ține companie, până și, dacă nu e posibil altfel, printr-un telefon, și până la a-i alina suferințele, și mai mult decât atât, până la a-i favoriza credința și întâlnirea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, care este cel mai mare expert în a suferi. În a suferi cu folos, în a suferi pentru mântuirea noastră. Cum a suferit Iisus? Cu această subliniere doresc și să închei. Iisus a suferit unit cu Tatăl în suferința Lui. Unit cu Tatăl în fiecare clipă. Aceasta face diferența între a suferi singur, lucru înspăimântător, și a suferi unit sau împreună, unit, în cazul lui Iisus, unit cu Tatăl. În fiecare clipă se raporta la El. Până la săvârșitul său. Nu? Ultimele cuvinte ale lui Iisus. Adică, cu alte cuvinte, s-a împlinit. S-a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească. Răscumpărarea. Mântuirea. Prețul a fost plătit. Până la acest moment și până la momentul în care Iisus spune în mâinile tale când încredințezi sufletul, Iisus vedem că suferă în continuă unire cu Tatăl. Cu această conștiință că nu este singur. Chiar dacă la un moment dat are acel moment în care spune, de ce m-ai părăsit? Unde ești? Surprinzător, dacă nu m-ai părăsit? Dumnezeu meu, că tot timpul eram cu tine și erai cu mine. A trebuit să facă și această experiență. Dar nu așa se încheie suferința și pătimirea lui Iisus, ci se încheie cu încredințarea. Cu încredințarea. Tatălui, în mâinile tale îmi dau sufletul. Nu în gol, ci ție. Nu sunt singur. Tu ești prezent. Și de aceea pur în mâinile tale. Acesta este prețul, acesta este secretul în care suferința are preț răscumpărător, mântuitor. În cazul acesta pentru noi, suferința lui Iisus. Și nu se încheie totul așa, ci totul se încheie altfel, adică așa cum spune Sfânta Carte, și Dumnezeu l-a înviat din morți. Pentru această încredințare. Această subliniere cred că este importantă. Dacă reușim acest lucru, ca suferința noastră să nu o ducem singur, să nu fie pustiire, înfiorare, înspăimântare, ci să o ducem uniți cu Hristos, uniți cu Dumnezeu, acesta este secretul și aceasta face diferența.
resuscitată a treia zi, l-a înviat din morți. Iar Hristos cel înviat, spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai moare, pentru că moartea nu mai stăpânește.